vorba despre lansarea expoziției Chiarul de Căcat, istoric, utilitate și rafinament. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, tuturor celor care au muncit și au făcut posibilă această sală, ca această sală să existe astăzi. Colegilor din cadrul secției istorie, departamentului tehnic și administrativ al Muzeului Județean Buzău, pentru că a fost un efort, credeți, deloc de neglijat. Fierul de călcat, la un moment dat, când a fost propusă această expoziție în cadrul programului vizitelor femei la Muzeul Județean, inevitabil a existat acea asociere și întrebarea de ce fier de călcat, de ce zilele femei, de ce această expoziție acum. Vreau să vă spun că de multe ori asociem ideea de fier de călcat cu femeie, cu ideea de soție, cu ideea de mamă, pentru că este o activitate, așa cum discutam cu domnul Leșescu, activitate casnică, primul rând, dar cel mai important este că este o activitate călcat cu femeie, este o activitate legată de igiena casei, de igiena familiei, de care femeia este răspunzătoare în totalul colectiv și este o activitate care, așa cum o să vedeți și pe materiale complementare care însoțesc această expoziție, tema fierului de călcat fiind abordată cu succes și în opere de art de mare valoare, fiind o activitate apreciată de-a lungul timpului. Cum îți dai seama că trebuie să fie fier din tău? Oh!